Ce face acolo ea? Hai, mă joc cu pisica. Au. Au, au, au. Pisoiul meu, pomor. Lasă, 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 lasă acolo. Hai, pisoiule, uite, nu mai așa face. Intră prin lucruri de-astea, uite, prin se ascunde ea. Mă călăzesc? Nu, cred că e bine. Mai mai din partea asta, de? Păi, dar poți fă invers așa? Poți. Vezi? Da. Nu mai putem. Nu mai putem, prieteni. Să văd cine mai spune că nu muncesc eu. Aoleu, hai că revenim după aia. Vai. Cine zice că nu e muncă, orice muncă are muncă. Ia uite, credeți că nu e muncă la astea, de când fac de două zile pe ea? Și e greu de curățat acum rosturile alea, că s-a întărit. Vezi dacă nu știi meserie, neamișule, că trebuia mai întâi ștearsă. Să ia greu cimentul acum din nervurile astea. Nu uitați cum e. Se ia greu. Greu de tot cimentul se ia. Am tăiat de vina, să gata. Pa, vopsit, ce? Zic să nu mai gata, lasă pe răcoare, că e cald acum. Ce nu mai poți? Nu mai cald. Ce transpiră sunt, au, ia uite bani, facem gunoi cu bani. Au! Avem bani, uite, 10 lei. Uf! Ia ce curga pe după mine, am tăiat cu șoricelul ăla, nu mai pot. Mamă, dar ce vibrații are, neamișule. Dădea așa în mine de mă rupea, îmi rupea curasonul. Păi dacă lemnul ăsta e tare, ăsta zi, cum îi spune, lemnul ăsta e foarte, foarte tare, dar nu știu cum dracu de s-a dus. Bine, are 13 ani. Scuze, fără tricou, filmez de aici în sus. Dar nu mai pot. Da, mișule, am curățat doi, de-aia mai trebuie alea doi. Ce, Dănuț? Mai avem de curățat puțin și nu găsim oameni să ridicăm sus. E foarte greu. Să aduc pe la postibuitorul, n-are rost, să-ți dai seama, mai multe drumuri. Nu vin. Nu vine mai multe drumuri, îți dai seama. Nu că legam în alea, dar n-are rost. Pe ce dracu, dau la ăla 1 milion și sunt la aproape 2 milioane mea, numai motorina de vine din oraș. Așa, 4 băieți, le fac cistul ăla de bebele și aia. Mamă, iar m-a prins. Bă, mamă, vii așa fără să știu, pe neașteptate. Bă, vezi cum vin eu. Păi de ce? Uite, așa umblu eu pe la copii. Veni la macul să dau la găini. Hai de la găini la macul. Ce e afară moarte aici? Moarte și eu, uite cum sunt. Am tăiat cu șoricelul ăla picioarele, am muncit pe aici cu nemișul. Păi să termin, mamă, că mâine tai iarba, a crescut și trebuie să facem lasă, asta. Lasă, mai aproape de Sfânta Marie, lasă. Hai, hai! Hai, da, hai, fă și mie o cafea. Mai bea cafea, pe căldură nu se bea. Vă ceață, prieteni, nu știu cine poate să-mi spună. Nu mai bea cafea. Nu știu, stai să spun nu ceva. Că sunt mulți prieteni aici care știu și am văzut că sunt și doctori, asistenți prin afară. Stai să spun, nu. Nu asta. Spuneți-mi și mie, vă rog frumos,
Am fost la doctorul ăsta care mi-a dat ochelarii. Deci nu am probleme cu ochii, numai când stau în pat cu fața în sus și stau și butonez telefonul. Un sfert de oră, dacă stau pe telefon așa cu fața în sus întins, mă trezesc, nu știu, cu ochii roșii în cap și amețesc. Ochii roșii și nu că amețesc eu. Adică nu mai văd, văd ceață, ceață, ceață. Uite și acum văd ceață că am stat o oră în pat și am stat pe telefon. Și deja văd ceață, uite, mi s-au roșit ochii în cap. Dar nu știu, când stau așa pe scaun sau ceva, n-am treabă. Dar numai când stau cu fața în sus. Nu știu care e problema, nu știu. Tensiune ochiulară, n-are cum. Dă-ne drumul apa aia de sus. Dă-i drumul la pulberijan. Ce zici, mamă? Hmm? Mama umbră pe soltură, mama. Pe jos ai venit? Ha? Pe jos. Dar cu ce? Cu bicicleta. Uite, 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 a lăsat poarta deschisă de noi. Are grijă de grâine, de porți, de frangă, să moar. Zic în urările, că nu vin, să nu le fac. O lasă să trăiască găinile, dar nu-i problemă. Asta e... Asta e... E apa mea. Nu apa, e apa mea. Ce vreau o casă? Mamă, ninge! Da, uite, vezi? Au! Ninge, uite! La mine nu e așa, nu ninge la mine. Da, mamă, dar vezi și te răcurești și ăla, uite. Nu dai în cap. Da, mă răcuri. Ce? Păi dă-i apă la maxim, că nu, el așa se oprește, pulverizează, se oprește. Are de ăla, de nu e să meargă într-un ala, se spar furtunele. Poți să dai la maxim, dar el își ia apă, pulverizează, iar pornește. Tu ce mai zici, madam? Nu mai zic nimic. Mi-au zis mulți prieteni, au să beau într-una, că... Dacă beau sunt auzi comic cu tine și de foarte bea. Frumos fac. Mai beau, mamă? Ce să bei? Beutură. Apă! Apă! Limonadă! Ha. Apă cu lămâie să dea. Păi bravo. Bea mamă, tu te menții, tu de-aia. Multă lume spune că arăți bine, ai 62 de ani. Eu numai de-aia beau. De-aia nu îmbătrânești, de-aia arăți. Uitați-o pe mama, mama muncește, că de-aia e și nu... Nu îmbătrânește. Nu îmbătrânește, mămuca mea. Fasole, mamă. Ah, o fasole verde. Verde. Hai. Verde, mamă, dar uscată nu mai. Mamă, dă uscată. De unde să dau uscată? Nu, nu, să nu mai aud de uscată. Dar fără carne, mamă. Fără carne, aia e bună. A făcut Lucica, doamne, care mănâncă azi. Vine de la plecat. Felia cea mare. Și-a băgat vegetă, usturoi, nu usturoi, înțărăuțată vegetă, ouă, fără ouă. Și cum avești? Mamă, tu să mănânci, maică. Mai că lui îmi vin să mănânci. Mai am. Să-mi lași o felină. Mamă, doamne, tu să mănânci. Dar noi le-am mâncat feliile ăia. Să-mi pui și mie puțină fasole, să văd cum e. Am avut cine și ardei, a băgat și ardei în încrasonașul ăla. N-am mai mâncat. Dar felii așa, știi ce bună e? Putem face după aia. Hai să ne faci, Doamne, salate, da, astea de vine, te las carnea, las tot. Mâine, sâmbătă, tot din ăștia să-mi iau. Așa se mănâncă, mamă, mai lăsați cărnurile. La... Dar bine, nu vreau, mi-am mâncat carnea. Mi-a fost toată carne. Noaptea rău. Uite, eu cu Lumina. Lumina, puțin să o pui. De când nu mâncăm da. O carne, știi ce ușor mă simt așa? Când cana e la post, de 3 zile nu mâncă carne... Ar trebui în ăștia două săptămâni să vezi cât ai dat jos. E mai și mie, bună... mai puține să-mi pui. Ia, mamă, cum arată? E mai bună fără carne. Ia, ia și mănâncă. Hai, nu, pune-mi și mie, nu, cum mă... Na, gata, prieteni, mai revenim. Prieteni, am văzut niște mesaje, că vezi, am dezactivat eu mesajele. Nu, v-am zis, nu le-am dezactivat eu. Câteodată se dezactivează singure, dar nu, singure. Nu știu, am înțeles că au intrat... niște YouTube-ul a făcut niște noile stricturi, nu știu cum, nu mai avem voie, eu știu ce, nu știu, până aflăm, vedem. Merge-ne, Mișule. Ai mâncat? Da.
Hai că revenim, ce mai facem? Să dea mâine pe Misu, să plătesc dublu. Pentru? Ca să ne facă și nouă, să ne pregătim și noi că vine Sfânta Maria. Gata, ia, mamă. Mamă, ce bine arată fasolica, mamă, mamă. N-am mai întâlnut la Manahou. Serios bine arată? Mhm. Hm? E mai bună, maică, frățare. Nimic mai bun. Mamă, ce mâncam. Salată de vinit de pui. Și masă de asta picantă. Hello, papa. Ca prieten, am terminat munca pe ziua de astăzi. Cameraman, Ernișu. Sunt cameraman, cum zicea Călpeana, da. Cameraman. Prieteni, am terminat și noi astăzi. O lăsăm așa. Nu avem destui oameni să ridicăm leagă, nu o lăsăm pentru mâine. Uite așa o lăsăm de o zi pe, o zi pe altă. Pentru că acum uitați, avem... cum arată. Totul e pregătit. Numai să avem oameni cu forță să putem să îl ridicăm sus. Plecăm că mergem, că avem o programare la Tuns. Păi da. Mergem la... Avem programare mătun și eu puțin, că am părul mare. Nu e chiar mare, dar mă fac și eu frumos de ziua mea. Mă duc la pensat, cum îmi spuneți voi, pensatule. Oare de ce să nu mă îngrijesc? De ce să nu am grijă de mine? Înțelegeți? Da. Făceam și mai multe, dar na. Mă duceam la pedicură să fac unghiile la picioare, tot alea, dar na, nu am nicio timp. Hai, Nemișule, te duc și pe mata, da? Nu mai stau. Totul, păzesc urtea. Hai, mai facem și mâine, gata. Gata, prieteni, revenim după ce ieșim de la salon. Aici venim acum la salon, așteaptă-ne curcoață că venim, mă duc să-l duc pe Neamișu. A? Ia uitați-l, bossul mare, barberit, aranjat. Ți-ai luat țigări acum de dus să-i bere și acasă, nu? Nu. Barberit într-una, așa, zi de zi. Țiganilor. Da. Și unde, de unde e bere? De aici, uitați-mă și pe mine acum. Aici, 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 aici. Gata, prieteni, am fost și la Tuns. Domnul Soare Neamișu, ce spuneți de tunsoarea mea? Cred că m-am tuns fain, mai scurt așa. Pentru că este foarte cald, cum a fost astăzi caniculă. Hai să vedem. Au, nu m-am uitat în oglindă, prea scurt la spate. Ce vă băgăm pe mine? Da, mergi peste părul. Da. Gata, prieteni. Ce să vă spunem noi? Au. A trecut și ziua. A doua. Nu spune nimic în teamă. Ar trebui să-mi dai ceva să beau, ca să fac o glumă. Copiii unde sunt? Unde-i David? Unde-i Danus, Mădălina? Tot ce sunt unde trebuie, acum întreb tu ei. Unde trebuie? Da, fiecare unde trebuie acolo sunt. Unde trebuie? Da, prieteni, unde trebuie. Au, Doamne, trebuie să-mi dai să beau ceva, ca să fac caterinca cu tine. Da, nu-mi trebuie nicio caterinca. Nu vei. Bine, eu mă duc în spate, închei vlogul și cam atât, ia să stingem becurile. Încă nu s-a întunecat afară, este foarte frumos. Încă nu este răcoarea aia puternică. Mamă, ce tunsoare fain am. Se vede? Se vede, oameni buni. Gata, prieteni. De nu-ți face aer pe TikTok. Gata, prieteni, vă mulțumesc frumos. Vă doresc o seară minunată, o seară faină.
și ne auzim mâine, în fiecare zi, așa cu ce putem, ce mai facem și cam atât. Vă dorim o seară frumoasă și liniștită. Vă pupăm, pa, pa!